și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată, din nou suntem față în față cu dumneavoastră, noi aici în studio și vă salutăm cu drag și vă mulțumim de asemenea că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum v-am obișnuit și în această seară venim în fața dumneavoastră cu un subiect, de fapt o continuare a unei discuții anterioare cu un invitat drag, așa să îi spunem un bun revenit domnului conferențiar universal dr. Ciprian Terinte, profesor la Institut Teologic Pentecostal din București și, bineînțeles, pastor la Biserica Creștină Pentecostală Vestea Bună din București. Domnule profesor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru noua invitație pe care mi-ați făcut-o. Cu mare dragă, mă bucur că încă vremurile ne permit să stăm față în față și de asemenea să ne putem adresa de aici din fața camerelor de lua vedere și a microfoanelor, să putem discuta despre problemele sau, să spunem, oportunitățile, ar fi nedrept să spunem doar probleme, pe care Dumnezeu ni le, ni le scoate în față și prin care suntem nevoiți să trecem, dar important este să trecem, așa cum spunea dumneavoastră data trecută, având înțelepciunea Lui Dumnezeu. Mi-am adus aminte și astăzi, de fapt, Încerc să uh, nu uit uh, multe lucruri pe care nu le-am discutat și una dintre ele uh, dintre definițiile pe care uh, le tot repet în minte este ce înseamnă să fii înțelept din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere dumnezeu. Și atunci este, practic, să privești problemele sau viața așa cum privește Dumnezeu. Da, da, așa este. Perspectiva Lui Dumnezeu asupra realității. Asupra realității. Uh, optica divină sau dioptriile împărăției lui Dumnezeu pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Rămânem în aceeași, să spunem, gamă și în seara aceasta. Practic continuăm emisiunea de data de trecută pe care noi am numit-o Credința creștinului în suferință și pentru cei care uh, nu au urmărit, stimați prieteni, pentru cei care nu au văzut o vă puteți găsi în continuare pe pagina noastră de Facebook și pe YouTube. O căutați Credința creștinului în suferință uh, și de asemenea Veți acolo că am definit ceea ce este credința biblică, am vorbit despre ceea ce este suferință și, bineînțeles, ce este suferința și cum se relaționează ea cu credința sau ce este credința în suferință. Bineînțeles, nu puteam să ratăm întrebarea aceasta ce să-i lui Dumnezeu, că întotdeauna la asta cred că ne putem pricepe cel mai bine în acel Dumnezeu. Așa că Uh, aceasta a doua ediție, continuarea emisiunii, aș dori să o vorim puțin practic, pentru că uh, trăim în, uh, în realitatea aceasta și trebuie să recunoaștem că de multe ori privim realitatea nu prin ochii lui Dumnezeu. Suntem membri în biserică, suntem oameni care l-am cunoscut pe Domnul Hristos, avem ca Domn și Mântuitor, dar de multe ori realitatea bate viața spirituală. În sensul că Dumnezeu nu ne scutește și am stabilit de la trecută. Nicăieri în Sfânta Scriptură nu ne-a promis cineva că nu vom avea parte de necazul. Ba din potrivă. Așa cum și ceilalți din jurul nostru Ideea este că perspectiva aceasta pe care noi avem ar fi, ar fi bine să fi fost diferită conform dar de multe ori în realitatea aceasta vedem că ne înșală, ne dă o perspectivă greșită, nu o perspectivă al Dumnezeu, deci ceea ce ne duce, deși există o suferință în credință sau credința în suferință, ați văzut că le-am pus. Deci, de la o credință în suferință ajungem să fie, de fapt, o suferință în propria noastră credință. Și motivul, l-ați denunțat și de la trecută, și clar este un subiect frumos de discuție în seara aceasta, este pur și simplu. Înțelegerea greșită a perspectivei lui Dumnezeu. Domnule profesor, haideți să ne uităm la câteva exemple practice. Astăzi vorbim. O să atingem câteva subiecte, poate cele mai întâlnite suferințe pe care le vedem astăzi, și vom discuta despre diverse moduri în care ne raportăm. Vorbim din practică. Astăzi apelăm la, la inima dumneavoastră de păstor, la experiențele noastre, avem și noi vârstă, am, am văzut nu vreau să vă aduc aminte, dumneavoastră nu sunt în măsură să comparăm -mă numai dumneavoastră la ceea ce înseamnă credința în suferință. Asta e cu și dumneavoastră prin această experiență. Una din marile suferințe este suferința în boală. Și ne uităm în jurul nostru, cred că nu e zis să ne auzim de cineva că e bolnav, o cerere de rugăciune, o cerere de susținere, cineva care a trecut la cele veșnice, totorită în bol. Parcă lucrurile sunt total pe dos. Vârsta nu mai contează, nu ne mai așteptăm ca numai cei bătrâni să, să se ducă. Acum vedem și foarte mulți tineri, oameni în mijlocul vârstei, care se duc așa, subit, datorită unei boli sau unei boli scurte, se duc. Și dacă ne aducem aminte doar de ultimele evenimente, de stările acestea de nesiguranță, oameni care zac în spital, oameni care sunt la terapie intensivă, sunt. Dacă am zis să ne gândim numai cu aceste nume, am putea umple poate zeci de pagini, sute de pagini de cele de rugăciune. Haideți să ne uităm puțin. Uh, uh, Data trecută am amintit puțin de Iov. Iov, așa dacă ne uităm la Sfânta Scriptură, el e un exemplu faimos. E, e un exemplu, poate cel mai cunoscut în ceea ce este Suferința în Boală. Nu numai, la el a fost mai multe, uh, dar Suferința în Boală. Și haideți să ne uităm puțin și în zilele noastre. Cum vedeți dumneavoastră sau Cum vedeți Sfânta Scriptură Boala? Și cum e să ne raportăm corect la, la această problemă? Boala, ca orice altă suferință, așa cum spuneam și în emisiunea noastră anterioară, este un atelier al lui Dumnezeu. Așa trebuie văzută. Dacă vorbim de acea optică, Exact. Uh, întotdeauna mergem da. pe optica da. lui Dumnezeu. Da. Uh, în Sfânta Scriptură, suferința în general, și ne referim acum la boală, este un atelier. Uh, în care Dumnezeu ne plămădește sufletele, astfel încât, așa cum am văzut, să ajungem cât mai aproape de chipul, de frumusețea dumnezeiască a chipului Domnului nostru Isus Hristos și să fim cât mai apți pentru îndeplinirea lucrărilor divine, pentru săvârșirea voiei divine, pentru a face lucrările lui Dumnezeu. Sigur că boala, ca orice altă formă de suferință, nu este o experiență plăcută. Dar trebuie neapărat să avem, și am văzut că asta este credința, să avem certitudinea, nu că Dumnezeu va face așa cum îi cerem, ci să avem certitudinea că boala aceea face parte din planul lui Dumnezeu și că este spre binele nostru. Că Dumnezeu ne dorește întotdeauna binele și a îngăduit boala aceea atât ca să ne prelucreze pe noi, cât și ca să-și proslăvească numele în maniera aleasă de el, nu așa cum, cum ne gândim noi. Acum, um, aș vrea să ne uităm la un text biblic, pentru că mereu ne, ne gândim bun dacă Dumnezeu uh, dorește să trecem prin suferință și. Îmi place foarte mult gestul ăsta pe care vreau să nu trecem peste da, el. Da. A spus un, o chestie extraordinară. Vreau să ne uităm la ce spune textul biblic. Cred că e unul din gesturile pe care trebuie să le facem instant când trecem prin ceva. Da. Da, așa este și este de foarte important. Știți avem tendința de a suna pe cineva de a ne uita da. la televizor, de a căuta pe internet. Da, da, așa este, de a pune de a pune, uh, semne înaintea Domnului când suntem dezorientați. În realitate, ceea ce trebuie să facem este să căutăm Haideți să o numim așa că și scriptura o numește la fel mentalitatea lui Dumnezeu, da, pentru că o numește gândul lui Hristos. Găsim expresia aceasta gândul lui Hristos, da, felul dumnezeiesc de a gândi, da? care ne este revelat, bineînțeles, într-o măsură infinitezimală, să spunem, în Sfintele Scripturi. Spun asta pentru că Sfintele Scripturi nu e puizează, nu e așa imensitatea slavei lui Dumnezeu și a gândirii lui Dumnezeu. Dar găsim tot ceea ce ne este necesar pentru a ne lăsa șlefuiți, de instrumentele divine pentru a ne lăsa călăuziți și pentru, pentru a fi mântuiți și a face voia lui Dumnezeu. Și revenind la uh, ideea pe care voiam să o subliniez, apropo de um, rolul acesta transformator, transfigurator al uh, suferinței, dacă ne-o asumăm prin credință, pentru că trebuie să spunem și lucrul acesta, din suferință niciodată nu ieșim la fel. Din suferință ieșim ori mai buni, ori mai răi. Uh, ieșim mai răi atunci când ca evrei de odinioară nu ne asumăm suferința prin credință, nu avem încredere în Dumnezeu, nu avem încrederea că El șlefuiește, săvârșește ceva frumos în, în ființele noastre și începem să cârtim, începem să căutăm vinovați. Poate nu ne îndreptăm direct împotriva Lui Dumnezeu, deși uneori suntem tentați să o facem, dar căutăm vinovați în jurul nostru. Suntem rebeli. Poate nu direct împotriva lui Dumnezeu, dar împotriva șefilor, împotriva părinților, împotriva soțului, soției, a altor autorități și așa mai departe. Este tot o formă de rebeliune împotriva lui Dumnezeu pentru că acestea sunt uh, autorități sau instrumente pe care Dumnezeu le-a adus în proximitatea noastră pentru șlefuirea noastră. În momentul în care ostilitatea noastră se îndreaptă împotriva lor, de fapt se îndreaptă împotriva lui Dumnezeu. Așa cum evreii în vechime când cărteau împotriva lui Moise, cărteau de fapt împotriva lui Dumnezeu. Dar dacă ne asumăm suferința, inclusiv boala, prin credință, adică cu convingerea că Dumnezeu este acolo la cârmă, are un plan, știe ce face și ce a plănuit el este cel mai bine. Inclusiv suferința mea sau acelui drag, a soțului, a soției, a copilului. Dacă ne asumăm suferința prin credință, atunci ea ne face mai buni. De fapt, Dumnezeu prin suferință ne va face mai bun, că de aceea îngăduie în viața noastră, așa cum revin la... la Ideile despre suferință ale marelui apologet creștin CS Lewis care a reflectat foarte mult asupra problemei suferinței și spunea Dumnezeu ne dă nu ceea ce considerăm noi că ne trebuie, ci ceea ce vede el că ne trebuie. Și uneori Dumnezeu vede că ne trebuie și suferință și boală, da? pentru șlefuirea caracterelor noastre, pentru construirea Caracterului lui Hristos în ființele noastre lăuntrice. Și spune autorul epistolei către Evrei, epistolă în care problema suferinței ocupă un loc important, îi se alocă mult spațiu acestei probleme, pentru că s-ar părea că destinatarii acestei scrieri sufereau în mod deosebit persecuție și nu numai. Și atunci, scriitorul inspirat al acestei epistole vrea să le arate, să le demonstreze normalitatea acestei experiențe. Nu le promite niciodată că vor fi scăpați în mod miraculos de ea. Semnele și minunile sunt aproape inexistente, să zicem, în teologia epistolei către evrei, dar li se arată cum să treacă pe acolo, să-și asume suferința prin credință. Și aș vrea să încep cu un text din Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 7, unde scriitorul sacru ca de mai multe ori îl oferă pe Domnul nostru Isus Hristos ca model suprem de asumare a suferinței prin credință. Și spunem în felul următor, Evrei capitolul 5, începând cu versetul 7. El care în timpul vieții sale pământești a făcut rugăciuni și cereri cu strigăte mari. Să vedem câte condiții îndeplinește Domnul Isus Hristos aici. A făcut rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Deci putea, n-a făcut-o, da? putea să-l izbăvească de la moarte. Fiind ascultat datorită evlaviei sale. Și acum, uitați cât de, cât de îndrăznet se exprimă scriitorul sacru. A învățat ascultarea prin ceea ce a suferit, deși era fiu. Haideți să recapitulăm. Noi spunem câteodată, domnule, da, cred că bolnavul cu tare n-a fost vindecat de Dumnezeu, dar cei care credem în, în astfel de intervenții divine, n-a fost vindecat de Dumnezeu pentru că nu s-a rugat destul sau nu s-au rugat cei din jurul lui destul. Uitați ce spune despre Domnul Hristos. În timpul vieții sale pământești a făcut rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Către cine? Către cel ce putea spune, să-l izbăvească de moarte. Noi credem adesea că a ne pune încrederea într-un Dumnezeu suveran înseamnă a ne pune încredere într-un Dumnezeu atotputernic. Suveranitatea și atotputernicia lui Dumnezeu sunt lucruri diferite. Da? Se suprapun într-o anumită măsură, dar suveranitatea lui Dumnezeu este virtutea, atributul divin în baza căruia Dumnezeu nu doar că poate face orice, ci în baza căruia Dumnezeu decide așa cum dorește. Asta înseamnă să fii suveran. Deci, putea să-l izbăvească de la moarte, numai că Dumnezeu a decis în suveranitatea lui și spre binele nostru să nu-l izbăvească de moarte. Deci, măcar că Domnul s-a rugat și s-a rugat cum trebuie și cui trebuie, totuși, spune în felul următor: da? de ce nu l-a izbăvit de, de la moarte? A fost ascultat din pricina evlaviei lui, ce mai spunem noi câteodată? Noi trebuie să vedem de ce nu ne ascultă Dumnezeu. Când bolnavul nu se vindecă, de ce nu ascultă Dumnezeu? Numai că e păcat la mijloc acolo. Cine a păcătuit? Facem și noi ca ucenicii. El, familia lui, părinții lui și așa mai departe. Trebuie să fie un păcat acolo. Dar despre Domnul spune, a fost ascultat. Noi când nu se vindecă bolnavul, spunem, nu ne-a ascultat Dumnezeu. Ba da, Domnul Isus Hristos a fost ascultat și a fost evlavios. Zice, din pricina evlaviei lui. Deci să poate să te asculte Dumnezeu, deci să te rogi cum trebuie, cui trebuie, te ascultă Dumnezeu, ești evlavios și totuși ajungi la moarte. Sau treci prin, prin boală cât vrea, cât vrea Dumnezeu. Și acum spune, a fost ascultat datorită evlaviei sale și aici avem conceptul uh, fundamental asupra căruia voiam să ne oprim. A învățat ascultarea prin ceea ce a suferit. Să spui despre Fiul lui Dumnezeu că a învățat, este o afirmație îndrăzneață. Dar iată că în, în virtutea laturii sale umane, scriitorul biblic spune mai târziu că a trebuit, el a trebuit să se desăvârșească ca mântuitor al întregii omeniri. Că după aceea, după aceea spune și după ce în versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce ascultă de el sursa unei mântuiri veșnice. În cu clasic, urzitorul de mântuire Deci, vrea să spună scriitorul sacru inspirat, fiul lui Dumnezeu a trebuit desăvârșit, pe el, Dumnezeu l-a desăvârșit prin suferință. Fiul lui Dumnezeu a învățat ceva, e foarte Ascult. greu de spus, da? ascultarea, dar ascultarea aici este un concept, concept foarte larg, prin suferință. Acum, zic eu, dacă fiul lui Dumnezeu a trecut printr-o asemenea experiență, și a trebuit să învețe ceva prin suferință. Stau și mă întreb. De câtă suferință avem noi nevoie ca să, ca să învățăm? Cât avem noi de învățat? Și deci de câtă suferință avem nevoie ca să învățăm? Stau și mă întreb apoi dacă Fiul lui Dumnezeu, care a fost ascultat, n-a fost izbăvit de suferință, cu ce... Drept, mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu cu atâta uh, aroganță, eu, un, un păcătos, care am nevoie de atâta prelucrare uh, de caracter, uh, spunându-i lui Dumnezeu să-mi curme suferința. Pe dacă, dacă într-adevăr, lucrurile stau așa cum, cum spune și noi, știm că așa stau, că este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat, dacă lucrurile stau așa cum spune textul acesta și. Învățăm acolo. Școala este suferința fizică, inclusiv suferința fizică. Este o școală prin care trecem, de care avem nevoie. Asta înseamnă că atunci când îl rugăm pe Dumnezeu să ne curme suferința, îl rugăm să rămânem nedesăvârșiți. Practic, dacă vreți, pe de o parte, subminăm planul lui Dumnezeu care este în favoarea noastră și ne autosabotăm procesul sfințirii. Deci cât avem de stat noi în suferință, nu până ne rugăm mai tare, sau până postim mai mult, sau până facem eu știu diferite gesturi de pietate ca să cumpărăm vindecarea de la Dumnezeu. Stăm în suferință până Dumnezeu consideră că am învățat. Sau până când Dumnezeu consideră că am avut oportunitatea de a învăța, pentru că din păcate nu învățăm întotdeauna. Asta este realitatea. Stăm cu sufletul la gură, strigăm la Dumnezeu ca să se, să se termine acea suferință. Și dacă stăm cu sufletul la gură ca să se termine acea suferință, pierdem tocmai comoara acelei suferințe. Și anume, lecția pe care Dumnezeu vrea să ne, să ne o e, însușim în suferință. Da? Acele comori neprețuite, adevăratele comori, care sunt comorile duhovnicești, trăsăturile de caracter care ne fac mai asemănători Domnului nostru Isus Hristos. Într-adevăr, noi avem ființa umană, în general, are o problemă cu ascultarea, uh, cu ascultarea de Dumnezeu și Dumnezeu în atelierul acesta minunat care, care câteodată ne îl pregătește, are în vedere și lecția aceasta a, a, răbdării, a așteptării unui răspuns, a vindecării până la urma lumilor, uh, Și Dumnezeu nu face spre distrugerea noastră, nu pentru, ci din potrivă pentru a ne Școli, ca să zicem da, așa, da. carne școli, Și uh, avem, într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, avem oportunitatea că s-ar putea că nici măcar o suferință să ne aducă la starea aia la care Dumnezeu vrea să ne aducă și să trecem prin ea, să rezistăm prin mira lui Dumnezeu și până la urmă să da, tragem linie da, și de fapt da. să nu învățăm nimic. Aminteați, aminteați uh, exemplul lui Iov, ca să ne referim un pic și la, la Vechiul Testament. Uh, foarte mulți dintre cititorii Sfintelor Scripturi se uită la, la exemplul lui Iov ca la un exemplu de credincios care n-a cărtit împotriva lui Dumnezeu în uh, boală și pe care Dumnezeu, după boală, l-a binecuvântat material, da? pământește mai mult decât înainte. Și uh, s-ar părea că asta, binecuvântarea finală, da? deznodământul uh, acesta pământesc... Uh, izbește privirile, confiscă atenția multor cititori. Când de fapt, deznodământul fericit al experienței lui Iov nu este acesta. Deznodământul fericit este momentul în care Iov spune Până acum urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Mă pocăiesc în sac și în cenușe. Da? Acela este deznodământul fericit al experienței lui Iov. Da. Deci la o treaptă superioară da. în cunoașterea lui Dumnezeu. Da. Până atunci, până atunci crezuse că îl cunoaște pe Dumnezeu și îl cunoștea, se vede clar că îl cunoștea mai mult decât prietenii săi care se consideră teologii deci, de veniți să-l da, 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 să consilieze. Dumnezeu însuși spune, m-am mâniat pe prietenii lui Iov pentru că n-au vorbit atât de drept despre mine cum, au, cum a vorbit Iov în suferința lui. Da? Și acum totuși Iov spune, Parcă n-am știut nimic despre Dumnezeu. După suferința aceasta, are cu tot o cu totul altă vedere, parcă îi se dă îi se dau jos, îi se scapă din niște solzi, asemenea Apostolului Pavel, la convertire, parcă scapă de uh, obnubilarea duhovnicească, de cecitatea duhovnicească de care suferise uh, până atunci. Și spune, abia acum ochiul meu te-a văzut de deci ce este, trece la, o, uh, la un nivel superior al cunoașterii lui Dumnezeu. Acum, dacă Totuși, spunem că trebuie să trecem cu bine prin suferința prin boală. Și eu am curajul să spun, iată, bazat pe aceste argumente și multe altele, vom discuta cât de multe putem în emisiunea de astăzi. Am curajul să spun că rugăciunea noastră în suferința prin boală nu trebuie să țintească spre curmarea suferinței, spre terminarea suferinței, ci trebuie să. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine pe acolo. Și găsim, găsim lucrul acesta în, tot în epistola către evrei. În epistola către evrei, în capitolul anterior, în capitolul 4, um, iarăși găsim un sfat dat de scriitorul inspirat um, destinatarilor suferinți, ce anume să facă în suferință. A, găsim și o teologie a suferinței, Sperința. dar acum să vedem sfatul practic. Și spunem felul următor. După ce spune despre Domnul Hristos că este marele preot care a fost ispitit ca și noi, ne înțelege, în capitolul 4 cu versetul 16, spune în felul următor. Să ne apropiem deci cu îndrăzneală de tronul Harului ca să primim, și iată ce să primim în suferință, îndurare și să găsim har și ajutor la vreme de nevoie. Asta înseamnă că trebuie să-mi asum suferința ca parte a planului lui Dumnezeu, mă asum prin credință și când mă rog lui Dumnezeu, să mă rog să-mi dea Dumnezeu îndurarea lui acolo în suferință, să învăț ce am de învățat, să prelucreze Dumnezeu, să fiu maleabil, să mă modeleze Dumnezeu așa cum, cum vrea, cum spunea este lui, lumea noastră, toată lumea noastră este o vale în care se plămădește sufletul. Cu atât mai mult în suferință. Da? Să plămădească Dumnezeu, asta înseamnă îndurare și har. Dumnezeu să se îndure de mine și să, mă, să facă din mine ce dorește El să facă din mine. Și să mă ajute să nu cârtesc, bineînțeles. Și apoi și ajutor la vreme de nevoie. Deci nu scăpare din vreme de nevoie. Ce zice? Ajutor să trec cu bine pe acolo. Să-mi asum suferința prin credință. Să cred necurmat, în ciuda uh, tuturor durerilor și a circunstanțelor nefavorabile, să cred că Dumnezeu este cu mine. Să cred că Dumnezeu face ceva și încă ceva bun în mijlocul acelei, prin intermediul acelei, acelei suferințe. Asta înseamnă să primim îndurare, să găsim har și ajutor la vreme de nevoie. Da? Nu să fim scăpați de vremea de nevoie. Apropo de perspectiva aceasta duhovnicească, optica lui Dumnezeu, dacă n-am considerat parcurgerea suferinței împreună cu Dumnezeu, Practic, fără să ne dăm seama, am introduce un termen care practic nu are nicio legătură cu, cu, cu teologia, cu, cu Sfânta Scriptură. Uh, am permite oarecum unui factor numit să spunem haos sau știu, o întâmplare sau uh, ceva care este sub, în afara controlului Dumnezeu, în afara lui Dumnezeu. Să se întâmple în viața noastră și apoi din când în când îl mai chemăm pe Dumnezeu să, să intervină, să ne salveze de terța problemă. De cele mai multe ori așa ne comportăm. Asta, 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 înseamnă necredință. Da? Noi de foarte multe ori cităm versetul acela din episoada către roman, cel cred, capitolul 10, cel neprihănit va trăi prin credință. Și noi aplicăm lucrul acesta în mod punctual la anumite crize prin care trecem și zicem, domnule, trec printr-o criză economică, dar cel neprihănit va trăi prin credință, adică Dumnezeu îi va da pâinea uh, atunci când Pare nu are. un paralel cu Dumnezeu. Da, da. După ce Dumnezeu ne dă pâinea, s-a cam terminat și credința. Adică, de acum, e ca și cum am spune lui Dumnezeu, de acum ne descurcăm. Da? Și iarăși vine o criză, iarăși trebuie să trăim prin credință. În realitate, credința la care face referire Apostolul Pavel acolo este acea încredere continuă o încredere constantă în Dumnezeu care trece prin momente de creștere intensivă și aceste episoade de creștere intensivă sunt suferințele. Asta trebuie să fie suferința în... în... A spune că, ca o sesiune de examene în da, viața unui student. Da, da care, în mod normal, da. care în mod normal reprezintă și o evaluare, dar trebuie să fie și un, uh, un fel de... Uh, Stimulant pentru a învăța. Trebuie să vezi atunci ce ce nu știi ca să înveți mai mult. Da? Asta. Deviem puțin, puțin deviem da. de la. Pentru că mi-a venit în minte acum o chestie care uh, o vede și noi asta destul de prezent în spațiu public, în spațiul public evanghelic, în, în mod special. Uh, lipsa suferinței ar trebui să ne dea de gândit. Și uh, vedem că, din potrivă, lipsa suferinței plus ceva abundență, ca să nu-i zic altfel, prosperitate. Știu la da, da. unde vreau să ajung și da. bunăstare, sănătate și tot uh, felul de proclamații. Uh, în momentul în care uh, treci prin suferință este văzut clar ca un moment de necredință. Ca uh, ești blamat, ești pus deoparte, ești pus uh, în, în vizor, în lumină uh, să spunem... Negativă. Negativă, da. da, pentru că asta înseamnă că ai o problemă în credință. Când de multe ori Uh, această problemă pe care Dumnezeu ne-o dă este doar un test și un, o parte din ceea ce da, înseamnă atelier. Da. E, vreau să vorbim puțin și excepția aceasta. Da. Atunci când Dumnezeu permite în suverenitatea Lui o viață fără foarte multe să ne punem probleme, să ne gândim să ne mă, mă, cam, n-am mai avut de mult o încercare, cam totul cam toate merg așa cum doresc eu. Unul pun pe seama binecuvântării, dar trebuie să recunoaștem Că nu tot ce se întâmplă bine e bine cuvântare de -o la Dumnezeu. Credeți asta? Eu am obiceiul să spun următorul lucru. Șocant pentru, pentru unii. Um, hai să, să o numim uh, bunăstare. Da. Bunăstarea este o încercare mai grea decât suferința. Adevărat. După, după, după părerea mea, așa cum găsesc în, în scriptură, bunăstarea, opulența sau cum. Da? Bunăstarea este o încercare mult mai grea decât suferința. Nu stăm acum să uh, argumentăm ca să nu ne abatem Exist. foarte mult de la, de la subiect, dar aș vrea să doar să amintesc faptul că uh, nicăieri în Scriptură nu ni se vorbește despre bunăstare ca fiind un uh, instrument atât de eficace în mâna lui Dumnezeu, așa cum este Scriptura. De altfel, uh, uh, îmi amintesc de o spusă memorabilă uh, a domnului Teodor Baconski. Care suna în felul următor, apropo de educația copiilor, cred că am chiar în cartea scrisă de la lui pe educație, averea bunei e, educații. educației. Exact. Spuneam în felul următor, opulența este cel mai prost pedagog care a existat vreodată. Și pentru copii, și pentru adulți, <laughs> pentru. Da. De aceea, sigur, dacă Dumnezeu binecuvintează pe cineva material, asta nu înseamnă că este lepădat de Dumnezeu. Dar încercarea acelei persoane este. Foarte grea. De ce? Foarte pe scurt, ca să nu ne abatem de la subiectul nostru, găsesc răspunsul foarte bine sintetizat, foarte bine încapsulat în, în, într-un răspuns pe care colegul meu de slujire, pastorul Emil Meștereagă, i l-a dat unei astfel de persoane bogate, care l-a întrebat, cum a întrebat și tânărul bogat pe Domnul Hristos, spun, și eu ce trebuie să fac? ca să fiu om pocăit, acum dacă sunt bogat. Și uh, pastorul Emil Meșteragă i-a spus simplu, să trăiești ca un om sărac. Eh, cât de greu este să fii bogat și să trăiești ca un om sărac, să trăiești modest. De aceea spun, bogăția este o încercare mai grea decât sărăcia, decât suferința. Decât... Da? E un subiect foarte interesant. Da, mă gândesc să... Uh... Vă propun la o altă temă, la o altă discuție pe tema aceasta bunăstării și a binecuvântării? Da, da. Și eu cred că Dumnezeu binecuvântează în anumite momente și dă exurse, resurse extra cuiva, unei familii sau unei persoane, dar în mod special și pentru a investi mai mult în, în ceva, în lucrarea lui Dumnezeu. Întotdeauna când primim de la Dumnezeu ceva, trebuie să ne punem întrebarea cine are nevoie de acest lucru. Pentru că, sigur, noi nu avem. Sigur, sigur. Da? Dumnezeu mi-a dat mai mult decât îmi trebuie. Cine mai are nevoie de așa ceva? Ceea ce este foarte greu. Da? Ne da. întoarcem, ne întoarcem la, la problema noastră a suferinței și uh, boala aceasta, știți, pe lângă faptul că, uh, na, trasează o, o anumită stare în, în viața Celui care trece în mod da. direct, Cel suferind, mai are și darul acesta de a afecta și pe cei din jur. Și știți, starea aceasta. Se vede. Dumneavoastră ca păstor o vedeți. Pentru că n-ai cum soțul tău, soția ta, copilul să fie bolnav și tu să fie fericit. Da, da. Și de obicei se intervine cu rugăciune, cu post, cu tot felul de momenti. Și la un moment dat Dumnezeu permite acel săpuș. Uneori oamenii nu sunt vindecați, dar nici nu sunt lăsați să treacă la cele veșnice, da. dar rămân cu o boală. Vă dau un exemplu tatăl meu. A stat cu leucemia. Știți că e o boală criminală. Am văzut oameni murind în trei luni, în 6 luni, s-au dus repede. Tatăl meu a avut 14 ani, o suferință extremă. Uh, urca și cobora. Și vreau să spun că foarte mult starea bolii am observat el uitându-mă zi de zi, urca și în funcție de, de starea spirituală. A momente în care era bolnav, dar uh, uh, era Tatăl meu a fost prezbit, a slujit. Deci nimeni nu credea că e bolnav, deși el era suferind. Lua și tostatice. E, da, fa și în momente în când poate nu, e, nu la tratamentul în momentul, în dat, dar starea și atunci e afecta, se vedea foarte mult. Deci e o chestie care a dus-o pe picioare. E, ce facem atunci când Dumnezeu când Dumnezeu lasă un săpuș așa cum e face tău, Pentru că știți spune că câteodată moartea e o scăpare când trecerea da. la cele veșnice pune capăt unei suferințe și Dumnezeu știe de ce. Da. E greu de înțeles, dar mergem. Eh, dar ce facem când avem de mers un parcurs care nu-l știm, numai Dumnezeu știe? Da. Și asta să știți că e o durere mai lungă. Da, așa este. Așa este. Și pentru persoana în cauză, și pentru cei dragi care uh, care empatizează cu, cu persoana bolnavă. Da. Haideți să începem cu, cu acel concept cheie de la care am plecat și în emisiunea anterioară, și anume Planul lui Dumnezeu. Deși el este este imposibil, este în marea lui parte abscons. Deci ceea ce noi putem cunoaște, ceea ce e cognoscibil din planul lui Dumnezeu, este o fracție minoră. Vă da. dau un exemplu practic da, să știți. Da. Am văzut cu ochii mei și am auzit, cu urechile mele, părinți care se rugau cu greu ca Dumnezeu să ia suferința, inclusiv să-l treacă la cele vechi pe copil, pentru că ei, ca părinți, nu mai puteau da. duce povara aceea. Da, Ani de zile s-a chinuit copilul. Copilul la fel, nu știa foarte mult, dar și el îi ajunsese la limita suportabilității bolii respective. Pentru familie da. era un dezastru. Se ruga, Doamne, ia-l dacă. Știți, în de cazuri, vă, dau un, vă dau un exemplu. În astfel de cazuri, cel mai greu este și, și de, nu vreau să curesc subiectul. Știu din proprii experiență, cel mai greu, mai greu decât uh, îngrijirea bolnavului, este să vezi persoana iubită suferind. Asta este mult mai greu. De aceea, uneori, ajungi să te rogi, Doamne, curmă suferința aceea, aceasta, luând persoana uh, dragă la tine. Pentru că este mai greu să vezi persoana suferind, decât să o îngrijești. Îngrijirea, la un moment dat, nici nu mai devine o problemă, te, te înveți C cu asta, deși e o experiență destul de dificilă, mai ales atunci când o faci singur, sau dar, dar este mult mai greu să vezi persoana aceea suferind, să uh, îl vezi pe cel drag uh, strigând în durere, fă ceva pentru mine și să nu poți face nimic, să fii uh, absolut incapabil să, să alini cu ceva... Uh, Durerea celui drag. De aceea, da, se poate ajunge la ceea ce, la ceea ce spuneți. Dar, haideți să, să plecăm, așa cum spuneam, de la, de la planul lui Dumnezeu. Pentru că să, să legăm acest, această chestiune și de ceea ce spuneați adneori că uneori boala ne conferă o vizibilitate negativă, să spunem. înseamnă că cineva nu are credință, pe cineva Dumnezeu pedepsește acolo. Să legăm puțin credința de, de boală. Sunt foarte multe persoane care citesc în Scriptură și găsesc rezultate miraculoase ale, ale credinței. Și își pun întrebarea, cum? Uite, Scriptura ne învață că dacă avem credință, rezultatul trebuie să fie miraculos. Adică să scăpăm de boală, de... Eu aș începe nu cu, cu o vindecare pe care o găsim în Evanghelie, pentru că găsim multe, ci aș începe cu blestemarea smochinului. Episodul acela în care, după ce Domnul intră în Ierusalim, mulțimile neștiutoare îl aclamă, și asta trebuie să știm: că mulțimile care l-au aclamat pe Domnul Hristos l-au -au aclamat cu motivații ignorante, nu știau cine este, se așteptau să fie un, un mesia politic, militar, așa cum îl așteptau ei. De fapt, Domnul Hristos venise să le aducă un alt, un alt fel de izbăvire în loc. Să se îndrepte Domnul spre garnizoana romană, cum se așteptau ei și acolo se cheme poporul la arme și astfel să um, îi alunge pe cotropitorii străini și să instaureze împărăția lui Dumnezeu. Asta așteptau mulțimile care îl aclamau. Domnul, de fapt, se îndreaptă spre templu și acolo face bici de ștreang și curăță templu. De fapt, prin aceasta Domnul spune, n-am nicio răfuială cu romanii, din potrivă pe ei vreau să-i mântuiesc. Am o răfuială, în schimb, cu propriul meu popor. Da? pentru că voi nu mai sunteți ceea ce ar fi trebuit să fiți. Și după aceea, după izgonirea vânzătorilor din templu, spune Scriptura că dimineața, pe când se întorcea din împrejurimi în cetate, în Ierusalim, Domnul Hristos trece pe lângă un smokin. Se spune la un dat în Evanghelii că, unul dintre evanghelii spune că nici nu era vremea roadelor. Domnul caută rod în el, dar nici nu era vremea Roadelor și o să vedem de ce este important lucrul acesta. Și pentru că nu găsește rod în el, îl blestemă. Și spune: în veac să nu mai uh, dea rod din tine, să nu mai mănânce cineva rod din tine, și smochinul se usucă pe loc. Instant. Da. instant. Ucenicii uimiți, da, spun, cum s-a uscat, uh, întreabă cum s-a uscat smochinul acesta instantaneu, și Domnul le spune așa. Matei 14 cu 21. Adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce am făcut eu smochinului, ci îi veți zice acestui munte: Ridică-te și aruncă în mare și se va face. Tot ce veți cere prin rugăciune cu credință, veți primi. Ce înțelege uh, majoritatea uh, creștinătății uh, care citește Sfânta Scriptură uh, din acest. Uh, verset din acest episod, dacă ai, în momentul rugăciunii, dacă ai convingerea că Dumnezeu chiar face cum vrei, se întâmplă. Dacă nu se întâmplă cum vrei, înseamnă că n-ai avut credință. Ori, trebuie să înțelegem ce înseamnă aici credință. Ce face Domnul Hristos și ce înseamnă aici credință. De ce blestemă, domnul, mulți și-au pus întrebarea aceasta, de ce a blestemat, de ce a pedepsit domnul Smokinu dacă nici nu era vremea roadelor? Gestul Domnului Isus Hristos este un gest profetic. Profeții în Vechiul Testament făceau multe gesturi pentru a atrage atenția și, bineînțeles, cu scop didactic, pentru a, pentru a învăța pe ascultătorilor, într-o manieră mai accesibilă, mesajul lui Dumnezeu, pentru ca mesajul să fie mai accesibil. Și atunci, Domnul face un asemenea gest profetic. Smokinul aici îl închipuie pe Israel, care este un popor neroditor. Da? Deci, Domnul nu, nu blestemă. Smokinul acela, pedepsindul l că n-a făcut rod instantaneu în momentul în care a trecut pe lângă el. Smokinul este Israel. Israel își dovedește până acum împietrirea inimii da, și își o dovedește chiar și cu prilejul intrării Domnului în, în Ierusalim. Da, când nu vrea să accepte profilul mesianic al Domnului Hristos. Rămâne împietrit în uh, concepțiile sale mesianice. Și atunci, Domnul face un gest, dar îl face, și aici este foarte important, în acord cu planul lui Dumnezeu. Acesta era planul lui Dumnezeu de desfășurare a mântuirii. Israel se împietrește, ușa se deschide către neamuri și așa mai de departe. Și când Domnul blestemă smochinul, face un gest în acord perfect, desăvârșit cu planul lui Dumnezeu. Și când Domnul spune, adevărat vă spun că dacă veți zice muntelui acestuia, da? Prin credință, ridică-te și aruncă-te în mare, se va face. Ce înseamnă credință? Credința este convingerea că acționăm în acord cu planul lui Dumnezeu. Ce este Muntele? Muntele nu este un obstacol în calea împlinirii unei dorințe personale. Cei mai mulți credincioși, asta cred. Muntele este. Cine este muntele? Dacă îmi doresc o promovare profesională, cine este muntele? Colegul care îmi stă în cale sau și Dumnezeu mi-a promis că prin credință mut munții. Cine este muntele în calea adolescentului răzvrătit? Părinții care mereu impun restricții și așa mai departe. Muntele nu este un obstacol în calea împlinirii unei dorințe meschine. Muntele este ceea ce mă împiedică să fac voia lui Dumnezeu. Și de aceea Domnul spune, da, dacă Veți face nu numai ce am făcut eu, smochilului, ci veți zice acestui munte, acestui obstacol care vă împiedică să-i rămâneți, vorbim despre credincioșie în boală, ce te împiedică să-i rămâi credincios lui Dumnezeu în boală, o îndoială, un gând rău, cine știe, Pă lipsa vederii duhovnicești, nu știu, Doamne, nu știu ce vrei să învăț, ce vrei să curățești în ființa mea. Sunt tot felul de obstacole. Ce te împiedică să rămâi credinciosul lui Dumnezeu? Este un munte acolo. Și spune Domnul. Veți zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare și se va face. Toți ce veți cere prin rugăciune cu credință, adică cu certitudinea că faceți voia lui Dumnezeu, că împliniți voia lui Dumnezeu, veți primi. Nu este vorba despre faptul de a schimba mașina aici. Exact. Da? nici eu știu despre faptul de a obține un job mai bun sau decât dacă lucrul acesta te face mai eficient în slujirea lui Dumnezeu. Da, sunt, au fost oameni care păstoreau sate întregi pe o rază de nu știu câte zeci de kilometri uh, pătrați nu se puteau deplasa în acele sate aveau nevoie de o mașină, cunosc un astfel de, de uh, caz de pastor din mediul rural avea neapărat nevoie de o mașină pentru a păstori mai bine acele biserici, nu avea, un cu căruța la vremea respectiv foarte greu prin satele acelea, și într-adevăr, i-a cerut lui Dumnezeu cu credință o mașină și, da, n-a cerut bolid, bineînțeles, și, da, prin credință, Dumnezeu a mutat muntele acesta și i-a dăruit. De ce? Nu pentru că Dumnezeu a lucrat la confortul fratelui, ci pentru că Dumnezeu a îndepărtat un obstacol care stătea în, în calea împlinirii planului său văd Domnului! Dumnezeu face și minunele da, de genul da, acesta. Da, da. Atunci și... când se împlinește, când Dumnezeu știe că trebuie să se împlinească planul său cu o minune, sigur o face. E, unde mai văd eu ridicolul acestei opinii cum că Dumnezeu lasă minunile la îndemâna credinței noastre. Așa, da. Credem de foarte multe ori, nu se fac minuni, că nu, că nu credem. E, întotdeauna un miracol se întâmplă ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. De fapt, Domnul Hristos făcea minuni nu ca să, ca să facă spectacol religios, ci ca să le arate contemporanilor Săi că împărăția lui Dumnezeu a venit și se desfășoară în viacul prezent. Da? Acum, pentru ca împărăția să înainteze, uneori este nevoie de miracole. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu lasă miracolul la latitudinea credinței noastre, Dumnezeu se autosabotează. E ca și cum Dumnezeu s-ar uita și ar spune, ce minune aș face eu acum, aș vrea ca împărăția mea să înainteze, dar n-am ce face, n-am cu cine lucra. Nu s-au rugat cum trebuie. Exact, nu s-au rugat cum trebuie. Da. Și aceasta este o concepție, mi se pare, iarăși, extrem de imatură despre rugăciune. Trebuie să știi cum să ceri. sau S-a spus odată despre un pastor. Nu știi de ce nu se vindecă bolnavii când face pastorul cu tare ungerea? Că nu știe cum să facă ungerea. Man, Ca și cum ar fi un, un, un ritual magic. da, Un fel de semn magic pe care trebuie să-l faci acolo la ungerea cu un delem Și atunci se vindecă bolnavii. Dacă nu îl faci cum trebuie, da? atunci este invalid actul respectiv. Da. Deci este valabil cu privire, cred că este valabil cu privire la orice uh, suferință din viața noastră și chiar și cu suferința fizică. Asta înseamnă, și e, ar, îmi doresc foarte mult, mă rog lui Dumnezeu ca telespectatorii noștri să înțeleagă că atunci când nu sunt vindecați, nu sunt vindecați, nu pentru că n-au credință ei sau familia sau păstorul sau, uh, mai sunt unii care, care spun, Dumnezeu, să vină fratele cu tare, că am auzit că ăla când se roagă se vindecă bolnavii. Uh, să fim încredințați. Când Dumnezeu vrea să trecem prin ceea ce trecem, se poate ruga oricine, oricine se poate ruga. Am citit adinauri despre Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu s-a rugat da, cu strigăte mari și nu l a scutit Dumnezeu de, de suferință. Se poate ruga oricine prin ce avem de trecut, trecem. Spre binele nostru și spre slava lui Dumnezeu. Ne apropiem, mai avem câteva minute. Am pus în spatele dumneavoastră o poză foarte sugestivă, un om care care o o o bilă mare de fier legată de picior uh, și am vrut să exprim oarecum problema aceasta a înțelegerii greșite a opticii lui Dumnezeu. Ceea ce am uh, încercat noi în seara aceasta și data trecută este să explicăm cum putem privi uh, din perspectiva lui Dumnezeu ceea ce ne se întâmplă în realitatea vieții pentru că uh, ați explicat foarte bine, dar lipsa acestei optici divine în viața noastră, neînțelegerea planului Dumnezeu de care tocmai am vorbit, duce la o viață chinuită, o viață de credință și o suferință în credință. Da? Neînțelegerea credinței în suferință duce la o suferință mare în credință. Și asta înseamnă să care o povară cu tine, să ai o viață searbă, lipsă de... Uh, să spunem de bucurie. Uh, de. Asta e da, foarte tare. Da. Nu-ți vine nici să te rogi, nici să citești. Da, da, da. Și uh, vreau să închem cu concurajarea din partea dumneavoastră uh, pentru categoria aceasta specială. Pentru că trebuie să recunoaștem, uh, frate profesor, numărul celor care trec prin această înțelegere greșită a suferinței și a relației între credință și suferință este destul de mare. Se apelă la tot felul de tertipuri, la tot felul de metode, la tot felul de lucrători și Dumnezeu poate să facă absolut ce vrea. Este suveran. Dar ne... problema asta e problema neînțelegerii. Ceea ce am încercat să explicăm în aceste două ediții ale emisiunii. Da, pentru această încurajare finală aș apela la textul biblic în care apare un simbol pe care dumneavoastră l-ați folosit adineauri și eu n-am apucat să mă duc către acest biblic, este vorba de țepușul acela la care se referă Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 12. Și este o adevărată încurajare acolo. Apostolul Pavel are și el o suferință în trup, cel mai probabil era în trup, nu mai avem timp acum să venim cu argumente pentru acest fapt, deși teoriile propuse pentru identificarea acelui țepuș au fost multe. Cred însă că este vorba despre... O suferință în trup. Și Apostolul Pavel spune în felul următor, în 2 Corinteni 12, să citim începând cu versetul 7. În versetul 7 spune, dată fiind strălucirea acestor descoperiri, adică felul în care Dumnezeu îi se descoperea Apostolului Pavel, da, ca să nu mă umflu de mândrie, mi s-a dat o țepușă în trup, un trimis al satanei ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Din capul locului ne dăm seama că Dumnezeu prin acest sepuș i-a făcut un bine apostolului Pavel. Da? că mândrie e înaintea căderii. Deci, Pavel spune, Dumnezeu mă păzește de cădere prin această suferință. Ce face apostolul Pavel? Ca fiecare dintre ei se roagă pentru asta. Spune, de trei ori l-am rugat pe Domnul să o înlăture de la mine. Trei ori nu înseamnă că s-a rugat dimineața la prânz și seara, ci înseamnă în trei etape ale vieții sale de credință. S-a da? rugat, și iată care este răspunsul Domnului. Dar el mi-a spus, harul meu îți este de ajuns. Noi considerăm că avem har când suntem sănătoși. Zicem, au uite, Domnule, ce har i-a făcut Dumnezeu omului ăsta la vârsta asta, toți dinții sunt intact, nu poartă ochelare. Harul este sănătate. Dar Dumnezeu îi spune Apostolului Pavel, harul meu care înglobează și țepușa, din har face parte și țepușa, din har face parte și boala. Din har face parte și sărăcia. Harul meu ți este de ajuns. Și acum, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Adică, logica divină este următoarea. Așa cum ești acum, lucrând pentru mine, apropo de uh, exemplul uh, Tatălui noastră, lucrând pentru mine, oamenii și tu, și cei din jur, vă dați seama că lucrarea aceasta nu se face prin putere omenească. Pentru că ești incapabil, ești insuficient. Când se vede lucrarea mea prin tine, nimeni nu e tentat să spună, ia uite ce face omul ăsta, de ce e capabil. Că nu ești capabil, se vede. Puterea mea este făcută de săvârșită, înseamnă că tot ceea ce faci tu este pus pe seama mea, zice Domnul. Da. Asta înseamnă, putere, în slăbiciunea ta, puterea mea este făcută de săvârșită. Toate realizările tale sunt puse pe seama mea. Acolo, da, se vede în slăbiciunea ta, se vede cât de mare sunt eu. Dacă, în ciuda slăbiciunilor tale, tu ești capabil să înaintezi. Haideți, poate cineva va spune, Domnule, noi nu suntem Apostolul Pavel, nu temem biserici, nu facem ce a făcut Apostolul Pavel, dar le... vreau să mă adresez tuturor celor care sunt bolnavi, care se cred neînsemnați. Dacă, în ciuda neputinței lor, îi rămân credincioși Domnului, puterea lui Dumnezeu este făcută de săvârșită în ei. Pentru că este ușor să-i fii credincios Domnului în opulență, cum am văzut noi în prosperitate. Dar când omul vede, credincios sau necredincios, că acel creștin îi rămâne credincios Domnului, în ciuda suferinței lui, în contextul suferinței, a greutății, ba din potrivă, poate e mai bucuros, mai vesel, mai uh, um, fraged spiritual decât cei din jurul lui, atunci puterea Domnului este făcută de săvârșită. Și textul uh, continuă spunând, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să locuiască în mine. Când spunem noi că s-a arătat puterea lui Hristos, când se produce o vindecare, dar Apostolul Pavel spune, nu, <ră> în ciuda faptului că sunt bolnav. Puterea lui Hristos locuiește în mine. Puterea lui Hristos locuiește în credinciosul bolnav, amărât, dar care își trăiește în continuare credința, căruia îi se face credința șlefuită sau strălucită prin suferință. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, în boală, am adăugat, da? Pentru Hristos. Când sunt slab. Fizic, la? financiar, când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Pentru că atunci puterea lui Hristos este făcută de săvârșită în mine. Aș vrea să încurajez pe uh, telespectatorii noștri că dacă sunt bolnavi, dacă acum poate unii... Uh, Trec prin această experiență nefericită a infectării cu COVID. Unii au rămas cu sechele grave după COVID sau uh, au cancer și așa mai departe, suferințe fizice groaznice. Alții suferă văzându-i pe cei dragi suferind. Au oportunitatea acum, orice suferință este o oportunitate de a-l proslăvi pe Dumnezeu. Au oportunitatea acum să se îmbogățească ei, duhovnicește, și să-l onoreze pe Hristos cum nu l-au mai onorat niciodată în viața lor. Puterea lui Hristos să fie desăvârșită în ei. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin, amin, spun și eu. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru seara aceasta. O seară bogată în cuvânt, în încurajări, în explicații. La domnului, pentru lucrarea aceasta pe care a făcut-o în cadrul acestei misiuni și ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru lucrarea pe care o faceți în Biserica Vestea Bună și de asemenea la Institutul Teologic pentru Stal. Dumnezeu să vă țină sănătos, în harul lui și uh, orice încercare uh, uh, pe care o are în vedere să fie spre slava lui Dumnezeu și spre împuternicirea uh, în lucrarea sa așa cum vrea Amin. Dumnezeu. Să dea Domnul! Stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați sosit cu noi, că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici din studio vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!